la ședința ordinară, o ședință ordinară pe care avem pe ordinea de zi și bugetul comunei spre aprobare. În rest, ce să zic, având în vedere faptul că se apropie cu pași repezi sărbătorile pascale la credincioșii ortodoxi, le urez tuturor să aibă un Paște liniștit, liniște sufletească și tot ceea ce își doresc. Domnule președinte, doamna secretară, înainte de a începe lucrările de ședință, solicit retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare, motivat de faptul că a apărut o adresă recentă din partea Asociației Elevilor din Bacău, care trebuie analizată cu o simț de răspundere și în acest sens vin cu propunerea de retragere pe ordinea de zi. Domnule, doamna secretar, domnule președinte, vă rog frumos să... Bună ziua, domnule consilier. Bună ziua tuturor. Bine ne-am regăsit la o nouă ședință a Consiliului Local. Constatăm că sunt îndeplinite condițiile codului administrativ pentru întrunirea în această ședință. Ați avut la materialele puse la dispoziție la comisie procesul verbal al ședinței trecute. Dacă sunt discuții pe acest proces verbal, dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Da? Mulțumesc. Să vă anunț că am primit raportul de activitate al domnului consilier Bolae și aș avea o mențiune la ceea ce a scris dumneavoastră în raportul de activitate. Fac această mențiune în ședință, deoarece raportul trebuie postat pe site-ul instituției. Deci dumneavoastră spune că a avut inițiativa unui proiect de hotărâre numărul 1 din data de 10.11.2020 privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență decizională și de pierderea gradului de acces al cetățenilor la documentele de interes public produse și sau destinate de aparatul de specialitate al primarului. Și dumneavoastră motivează că acest proiect nu a fost introdus pe ordinea de zi și implicit votului în Consiliul Local până la momentul depunerii acestui raport, motivat de faptul că este lipsa semnăturii de legalitate a secretarului general. Vreau să-i amintesc domnul Nicolae că dumneavoastră a depus proiectul de hotărâre numărul 6.130/2020 la instituția primăriei Comunei Buzău și nu a primit viza de legalitate, motivat în ședința din ianuarie în dispoziția de convocare la punctul divers. Și să trecem mai departe. Deci motivat de faptul că nu a respectat prevederile din ordonanța 57. Mergem mai departe. Am plăcea să vă predau lucrurile ședinței. Cum succes, domnule consilier? Ținut cum că sunteți la primul moment. Bună ziua! Proiectul ordinei de zi privind convocarea Consiliului Local Buhoce, ședință ordinară pentru data de 21 aprilie 2021, ora 14. Numărul 1. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții, numită CNI-SA, a clasamentului aferent obiectivului de investiții, modernizare drumurilor locale în satele Coteni și Birghin, Comuna Buhoce, județul Bacău. Inițiator, Iștob Cristian, primarul Comunei Buhoce. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contracte de uz și servicii în favoarea Delgaz Gri. Inițiator, Iștob Cristian, primarul Comunei Buhoce. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlul gratuit a dreptului de uz și servitute către societatea Delgaz Gri, a suprafața terenului în suprafață de 253 de metri pătrați,
din domeniul public al Comunei Foci, teren ocupat definitiv pentru obiectivul întărirea rețelei, întărirea rețea între stâlpii 23-46A, circuit 1, din Leia, 0,4 kV, PTA 1, Coșteni, Comuna Bucur, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea instalării pe raza UAT-Bucoci a unui traseu de fibră optică aparținând Orange România S.A. în cadrul unui proiect de dezvoltare a rețelei de date și voce în Comuna Bucoci, județul Bacău, inițiator Cristof Cristian, primarul Comunei Bucoci. Punctul 5. Nu, că asta este scos de pe punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Bucoci pentru anul 2021, inițiator Cristof Cristian, primarul Comunei Bucoci. Dacă mai sunt suplimentări, domnule inițiator? Da. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, vin cu solicitarea de a introduce pe ordinea de zi a două proiecte, și anume proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIF pentru anul 2021 și încă un proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare în cadrul ADIF-ului. Dacă nu mai sunt toate propunerile. Privind cotizația la ADIS, a fost aprobat în ultima ședință de Consiliu Local. A fost ADIF. 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 ADIF-ul este ADIF. Eu am înțeles. Suplimentarea ordinului de zi cu cele două proiecte. Cine este pentru? Mulțumim. Spunem la vot ordinea de zi suplimentară. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Trecem la punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții a amplasamentului aferent obiectivului de investiții, modernizare drumurilor locale în satele Cotem și Vișghir, Comuna Bucur, județul Bacău. Așa cum știți, au mai fost discuții și în celelalte ședințe de Consiliu Local privind asfaltarea a două tronsoane de drumuri sătești din comuna noastră, și anume un tronson din satul Coteni, toată zona din spate, și un tronson din satul Bișghier, undeva zona, așa îi spunem noi, Sticlărești, undeva de la zona Părâului. S-au depus solicitări către CNI, ne-am găsit pe lista sinteză. Procedurile din ghidul de finanțare prevăd unele reguli care le-am implementat și trebuie să transmitem către CNI această documentație complexă. Dar, domnul administrator public, vă rog frumos să explicați mai de aproape. Referitor la această predare a amplasamentului, este ceva diferit față de celelalte surse de finanțare, pentru că noi predăm drumul lor, ei fac investiția, ei fac toate demersurile de lucrări, urmând ca la sfârșit să ne le predea nouă. Tocmai de asta este să face această hotărâre de Consiliu Local de predare către ei și de asumarea răspunderii de a crea loc pentru organizarea de șantier. Urmând ca la sfârșit ei să ne predea înapoi. Am finalizat toată documentația cu toate avizile, mai trebuie să pun această hotărâre care este ultimul document și sper săptămâna viitoare, luni, marți, să trimitem la CNI în vederea analizării tehnice și financiare a documentației, urmând ca ei ulterior să facă procedurile de licitații publice, ei fac toate demersurile, nu mai este obligația noastră. Mulțumesc, domnule președinte, domnule primar, doamna secretar, stimați colegi. Cu proiectul ăsta aș avea o adăugire, dacă se poate. Văd încă o dată modernizarea drumurilor locale în satele Cotin și Vișghir, sate unde
Sunt necesare aceste modernizări, dar aș dori să adaug și un sat pentru care nu s-a acordat nicio atenție în ultimii 30 de ani, nefiind asfaltat niciun centimetru. Vorbesc de satul Dospinești. Haideți să, înainte de a vota acest proiect, să facem o adăugire și să adăugăm în proiectul acesta și satul Dospinești. Pentru asfaltare. Mulțumesc. Da, solicitarea noastră e binevenită. Da, vreau să vă anunț din ștare, referitor la satul Dospinești, că pe tronsonul de drum Dospinești-Urbechi avem niște probleme de la nivel de intabulări. Prin faptul că unii cetățeni, la timpul intabulării, cu ani în urmă, nu știu cum se făceau intabulări atunci, și-au intabulat lucrarea pe drumul sătesc. Da, curios foarte bine, specific. Unul din argumentul care motivează de începerea unui studiu de fezabilitate în zonă. Da. Nu se poate lucra nici măcar pe o parte, pe o porțiune din acel drum. Procedurile. Deci la momentul actual nu se poate face intabulare pentru că el. Proprietarul a ieșit cu intabulare. Nu-i vina lor, nu-i ei s-au dus, voi punctează-mi acolo. Prin măsurătorile făcute de un cadastrist la un anumit punct, eu trecut în drum. Ca să pot să predau, eu trebuie să fac intabulare din gard în gard. Păi toată suprafața, că e foarte important. Tot drumul din Dospinești? Propus. Nu, propus. Eu, ca să pot să aduc, trebuie să fac o carte funciară. Mă întorc la proiectul nostru. În luna iulie s-a depus la București cererea de finanțare. În luna septembrie s-a aprobat demararea procedurilor din tocmirii studii de fezabilitate. Am făcut un certificat de urbanism în care am pus clar, punctual, două cărți funciare. Eu nu pot să vin să pun și pe alții, că nu este al meu. Eu îl dau lor. Am pus dosar, am făcut dosar, certificat de urbanism, avizii, toate mi le-au dat numai pentru aceste două tronsoane. Domnule administrator, să înțelegem că avem ca OAT în vizor un alt proiect care să deservească și satul Dospinești. Tot către dumneavoastră, în următoarea etapă, o să depunem o altă cerere. Eu mi-am făcut datoria în predat ăsta, încercăm să depunem o altă cerere cu alte tronsoane. Tot împreună le discutăm să obținem și la satul Dospinești. Oamenii să-și retragă pe banii lor, n-am ce să-i face, că greșeala au fost când au cumpărat, n-au știut ce cumpără. Că nu pot să fac intabularea lor în curtea lor. Nu-mi permite curtea de cont. Nu înțeles, dar putem să ajutăm având un serviciu de cadastru. Cu alte cerere de finanțare, ne opriți prin sinteză, plecăm cu următorul tronson. Bine, eu, dacă îmi permiteți, eu cunosc cu mai bine situația, că am fost în teren cu domnul primar și cu dumneavoastră. Da, așa este, sunt problemele care sunt. Dar până la rezolvarea lor, putem măcar să îndreptăm o leacă drumul ăla, să punem un greder, să îndrepte cât de cât, că vin ploile, vine să răbătorile, ai râsul. Hai să mă deviem. La diverse discutăm și era problema. Asta, la diverse am ceva pietruit, discutăm de un buget, am prins sume acolo, dar la diverse. Dacă îmi permiteți, tot pe marginea acestui proiect, avem aici articolul 3 în care spune Consiliul Local se obligă ca după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat să mențină destinația acestea și să-l întrețină pe o perioadă minimă de 15 ani. Adică Consiliul Local să asigure întreținerea lui pe această perioadă, de minim 15 ani și să nu-i schimbe destinația. Corect. În schimb, eu vin și întreb, în momentul în care cei de la CNI ne predau lucrarea executată, executantul nu are nicio obligație din punct de vedere al garanției lucrării? Deci, prin contractul încheiat între ei, clar, are obligația 2 ani de zile. Recepția lucrărilor după ce se predă de ei în primă fază, CNI-ul o preia de la ei și nu o predă nouă. Garanția este, intră pentru cei 2 ani
să o țină executantul, dar după 2 ani de zile obligația noastră să o menținem, adică să o feticim, să nu okay. schimbăm. Nu, aici chiar n-ai cum să schimbi legislația, că e domeniul public. Sper să fie o lucrare de calitate, fără să... Au și ei, deci, 2 ani de zile, deci, doar, o să vedem cu cine discutăm de la CNI, ca să ținem o legat de CNI. Probabil dumneavoastră acolo un contract la cap, să pot, un lucru care... Deci respect. Și noi când facem recepția, să zicem, într-un an, doi, când o să fie, tot Consiliul Local o să fie implicat. Ole, domn primar, nu prelua, că nu-mi place cum arată aici. Reform. Tot cu toții discutăm aici. Plus că se va modifica puțin și valoarea în inventarul domeniului public, care iarăși vine în aprobarea dumneavoastră, adică în atenția dumneavoastră și spre aprobare. Asta. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotriva abținere? Da, am văzut, nu? Mulțumim. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contracte de uși și servitute în favoarea Delgaz Grid. Inițiator, Iștoc Cristian, primarul Comunei de Poci. O să spun eu puțin. Deci am aprobat ședința trecută contractul pentru domnul Bâlă de la Dospinești. Este în completarea hotărârii de Consiliu, aprobăm modelul de contract. Să punem la vot? Mai sunt alte discuții? Să punem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlul gratuit a dreptului de uz și servitude către SRC Delgaz Grid, asupra terenului în suprafață de 253 metri pătrați din domeniul public al Comunei Bucoci, teren ocupat definitiv pentru obiectivul întărirea rețeală între stâlpii 23-46A, circuitul 1 din Leia, 0,4 kV, PTA 1, Corten, Comuna Bucoci de Subatom. Inițiator Iștoc Cristian, primarul Comunei Bucoci. Da, există o solicitare din partea EUN privind punerea la dispoziție a suprafețelor de teren pentru implementarea unui proiect de întărire a instalației de electric. În baza unei cereri făcute de o persoană de la Cote, s-a constatat că rețeaua este supradozată. Și atunci se reface toată instalația. Nu se schimbă. Se schimbă anumite stâlpi. Se schimbă anumite capuri. Deci pe aceeași linie, nu mai predăm alt teren suplimentar. Numai că până la el trebuie să ajungă cu o putere mai mare ca să poată să prindă și omul respectiv. Și așa, în zona respectivă, e zona rusul, cum îi spune toată lumea. Păi predăm sau nu predăm? Nu. Deci, așa se spune că predăm. Dar este pe aceeași tip de rețea. Nu. Dar este pe... Așa scrie aici. Așa scrie. Deci, predăm aproape. Dar este exact aceeași tip care sunt existenți. Aici spune altceva. Deci, pentru orice investiție în energie, de conform legislației noastre, ca să înceapă o lucrare, ai pus la dispoziție teren. Ceea ce am făcut și la Bâlă, ceea ce am făcut numai cu domnul Stoica, dar o să completez că vine pe același aliniament. Da, va fi o întărire a stâlpilor vechi. Exact. Dar și a stâlpilor vechi. Da, bine, asta depinde de ce e de la puterea. Mai sunt discuții? Să punem la vot. Cine este pentru? Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea instalării pe raza UAT-Bucoci a unui traseu de fibră optică, aparținând Orange România, în cadrul unui proiect de dezvoltare a rețelei de date și voce în Comuna Bucoci, județul Bacău. Inițiator Iștoc Cristian, primarul Comunei Bucoci. Am primit o solicitare de va cumva veni în sprijinul cetățeanului prin investiția de fibră optică. Am considerat că e utilă comunității, am demarat procedurile și acum, astăzi, dacă... Prin asta cred că să întărești și stâlpii care sunt între sate. Din ce am înțeles eu, se montează stâlpi de plastic. Adică nu se mai menține stâlpi de lemn, ai rom telecomului. Nici am înțeles, nu știu. Avem o documentație cunoscută. Este am... la domnul Reț. Cine a fost interesat? Păi nu. Spuneți, domnul. Ar fi interesat. Ați fi, da? Stați să vă citesc din ce spun că fac domnii de la... Așa, domnul. Totul nu
Direcția Construirii de Rețea Fixă de Telecomunicații, FTTH, Orange Român, în Comuna Bucur, Județ Bacău, face parte dintr-un program de dezvoltare și modernizare a rețelelor de telecomunicații din țara noastră. SECE Orange România, ESA, își propune instalarea în Comuna Bucur, respectiv în localitățile Vijger, Dospinești, Bucur, Cuhocel și Cotel, aerian, pe stâlp de electricitate, a unui consum de rețea de telecomunicații pe fibră optică pentru interconectarea cu magistrala existentă a acestui operator de telecomunicații. Acest consum va avea ca obiective creșterea vitezelor de transmitere a datelor, creșterea calității serviciului de telecomunicații, decongestionarea fluxului de date și telefonie mobilă în cazuri de urgențe majore, folosirea de echipamente mai performante ce utilizează surse de emisie de energie mici. Se va construi o rețea pe fibră optică tip GPON în fiecare din satele amintite mai sus. Rețeaua va acoperi toată zona locuibilă din sat. Mulțumesc! Să punem la vot. Cine este pentru? Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Bucoci pentru anul 2021. Inițiator, Cristof Cristian, primarul Comunei Bucoci. Da. Avem un buget frumușel pentru acest an. Buget care a fost cumva consolidat pe proiecte în derulare și hotărâri de Consiliul Local privind începerea unor investiții. S-a conturat în sensul acesta. Dacă dumneavoastră aveți întrebări punctuale, fie. Care este bugetul? Bugetul, vorbesc în miliarde, că aproximativ la 90 ceva de miliarde. Vreau să spun că am trecut, am avut un buget de vreo 80 ceva de miliarde. Cel mai mare buget din ultimii 30 de ani, să zicem așa. Dar, v-am spus, e argumentat, fundamentat pe proiecte în derulare și hotărâri de Consiliul Local, care împreună le-a inițiat pentru investiții. Așa, mare parte merge la funcționare, mare parte la investiții. Domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. O singură întrebare. Văd aici actualizare și extindere PUG, planul urbanism general. Da, avem, în ce zonă se preconizează, în ce sat, care este testul? Avem în derulare întocmirea PUG-ului la nivel de comună. Nu e pe sat, nu. E la nivel noul PUG. E în derulare. Deja de 2 ani de zile lucrăm la el. Mare parte din cheltuieli privind avize și le-am recuperat de la Consiliul Județean, adică venim cu bani, facem demersurile, justificații de cheltuieli, ne vin bănuții înapoi. Știți foarte bine, am aprobat aceste sume, mare parte din aceste sume cheltuite. Da, interesant era da, să vă poate explica domnul Stoica. Dar să vă fac o precizare. Am postat deșteptarea și în site-ul primării, undeva pe data de 2 iunie va fi o dezbatere publică. 2-4 iunie. Da. O dezbatere publică în care o să fie discuții pe mediu. Și atunci vedem exact toate hărțile, ce au fost vechi, ce se apar propuneri. Dacă vreți mai nou, toată documentația este la arhitect. Ca să putem vizualiza, studia? O să fie dezbatere publică, o să fie discutată. Acum deci discuția se poartă că momentan să puteți merge la mediu să cereți lămuriri, mediul vă dă lămuriri și vor fi discutate în dezbatere publică. Dacă vreți, faceți o solicitare și o să încercăm să aducem dosar și de la arhitect să le discutăm tot în proședință. Ar fi interesant pentru că dacă tot avem bugetată și această actualizare și extindere, să fie făcută în toate satele comune unde există interes. Obligați să faci la nivelul comunii. Nu la nivelul cealaltă. Dacă se face o lucrare de la nivelul sat sau pe o parcelă proprietate, aia înseamnă TUZ. Ești cu totul la TUZ. Nu, dar e club, e plan, urbanistic general. Poți să se faci separat funcțiile acolo unde n-a fost prins zona de punct general. Noi am venit cu propuneri
cum zic, realiste și respectând legislația în vigoare și niște criterii. Din discuțiile cu arhitectul, cu specialiștii, ne-au spus că nu putem veni cu extinderi prea multe, că depășește 100 de hectare și înseamnă altă procedură de aprobare undeva în zona guvernului. Dar noi am conturat cumva zonele mărginașe, le-am dus cumva și acolo unde, și acolo unde, unde sunt solicitări, ne-am... Să vedem cum... Vizi că toate impunzurile care au fost aprobate în cei 12 ani de când a fost aprobat ultimul PUG, sunt prins în nou PUG. Da. Mulțumesc. Să punem la vot. Cine este pentru? Trecem la punctul suplimentare. Proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și canalizare. Inițiator. Ce se întâmplă aici? Deci ADIMU. ADIMU. L-aveți în spate, acolo, la dispoziția primarului. ADIMU. Noi facem parte din ADIM, ca și membri. Dar, în schimb, nu avem o lucrare sau o construcție predată la momentul actual ADIM. Spunea lor, vin cu interes. Când predăm, când o să predăm, de exemplu, apa și canalul către ADIM, dumnealor o să intervină pe instalație pentru reparat, pentru fel de fel de așa, și apar niște prețuri de cost care trebuie cumva aprobate de toți membrii. Într-un final, aveți aici anexe cu toate intervențiile. Probabil motivate și justificate de niște normative. N-am primit așa ceva. Păi tocmai că e introdus pe ordinea de zi. Aveți, aveți în spate, domnul Iftin. Ai mai fiți totul. Dar nu spun, domnul Iftin. Uitați, aveți acolo, am să ies. Nu mă insinuați pentru a tensiona relațiile dintre colegi. Nu e nimeni rău pe tot. Suntem doar curioși, e normal să fie. Aveți acolo, am mai spus. Suntem răutățuri. Cu fiecare an aprobăm aceste tarife, pentru că ele sunt actualizate. Este numai proiectul de hotărâre. Te scuze, eu chiar nu aveam. Vedeți? Deci nu eram răutățios, nu aveam. Nu v-ați făcut bine termenul. Alte întrebări? Să punem la vot. Cine este pentru? Deci, unul doi suplimentar. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației la patrimoniul Asociația și de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIP pentru anul 2021. Inițiator, da. Cristian. Pentru a funcționa această asociere, fiecare membru are o obligație conform statutului să vină cu o cotizație. Cotizația anul acesta se pare că a crescut și s-a dus undeva la 1000 de lei, de la 500 sau cât a fost anii anteriori. Nici aia nu-i meritau. Acești bani au dat cei de la Consiliul Județean pentru drumul în comuna Buhoce, adică zero. Este o cerere a domnului Miclău și Vai. Este un cetățean din satul Bejdir, comuna Buhoci, și vă roagă să îi citiți solicitarea. A promis că o să vină ședința viitoare. De asta a înaintat în această ședință adresa și în ședința viitoare va veni să își prezinte personal punctul de vedere. Da, mulțumesc.
Da, mulțumesc, doamnă președinte, doamnă secretară, stimați colegi. Având în vedere că anul acesta avem, așa cum a afirmat domnul primar, unul dintre bugetele cele mai mari din punct de vedere al valorii, prin întâmpinarea unei cereri făcute de o sumă de cetățeni din satul Buhoci, și mă refer la drumul Vare, așa cum îl intitulăm noi, chiar dacă el este pe deal, dar de mici copii știm că drumul se numește pe vale, să împuternicim noi Consiliul Local pe domnul primar să inițieze un proiect de prelungire a acestui drum până la barieră, având în vedere că toți cetățenii din zona respectivă, de pe drumul respectiv, să beneficieze de aceleași condiții de confort, așa cum iau și cei care sunt de la Pod, de la Roșu, la Vale. Deci, propunerea mea pentru Consiliul Local este să împuternicim pe domnul primar să inițieze un proiect și la ședința următoare să vină cu proiectul de hotărâre să-l aprobăm și să rezolvăm și această problemă care este cererea cetățenilor din zona respectivă. Așa cum știți, pe Vale s-a demarat proiectul de asfaltare pe pe jumătate, aproximativ jumătate din tronsul. Atât ne-a permis bugetul, o lucrare bugetată de Consiliul Local din fonduri proprii. Da, undeva în bugetul la drumuri am prins o sumă modestă, să zic așa, pe lângă diferența de executat la acest, așa, în care putem împreună cumva împuternici executivul în vederea întocmirii unui SF în zona demarării procedurii. Pentru procedura asta. Trebuie proiect de hotărâre prin care se demarează, vedem ce costuri implică și sursa de finanțare. Sursa de finanțare, deja m-am gândit să fie o continuitate tot din surse proprii. Se pare că anul ăsta suntem cumva condamnați să finalizăm proiectul apă și canal, se fac demersuri în această zonă, nu-i ușor. Avem de recuperat de la postul la fir aproximativ 15 miliarde. Deci ar mai fi ceva pentru bugetul actual. Și se pare că am scoate-o la cap, dacă faci un calcul corect. Dar vom proiectantul hotărăște. Cât e suma? Putem? Proiectantul hotărăște cât e suma, noi trebuie să căutăm sursă. Să inițiem proiectul și după aceea găsim și aduce la cunoștință Consiliul Local. Poate apar alte surse de finanțare, alte măsuri guvernamentale sau, eu știu... La o vremea, dar este o suprafață foarte mică acolo, e 300 de metri, de poate să ajungă. Era un pod acum. Foarte evident. Da, am terminat proiectul de asfaltare, este în derulare. Mai avem 3 luni timp să-l ducem la bun sfârșit. Se lucrează pe alocuri, în limita posibilităților, că lucrăm în zona de rigole și vin rigole carosabile, vin rigole triunghiulare, vin rigole în formă de T, conform proiectului. Înseamnă betoane și betoane să torn unele reguli. Dacă plouă, până acum, să zicem că am fost în perioada de iarnă și s-a asistat lucrările, de asta a venit prelungirea de 3 luni de zile. Suntem în bază, în termen și sperăm să-l finalizăm. Și constructorul să fie parolist. Până acum, s-a descurcat bine. Mai avem de turnat stratul 2, aici pe Vale, sub traversări și... Stratul de uzură, mai trebuie, nu? Da, stratul de uzură și rigolele propriu-zise, acolo unde sunt date. Un proiect. S-a mai făcut situații de lucrări pentru schimbarea soluției din proiect, acolo unde e impus.
Da, se pare că costurile se echilibrează. Ce a fost propus, ce a fost prins în proiect și ce am propus noi. Adică se diminuează și se actualizează. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem bucuroși, cred eu, toți că a venit această idee. Noi, echipa USR Buhoș, salutăm ideea inițierii acestui proiect de asfaltare a întregului drum de pe Vale și vă asigurăm de suportul nostru până la capăt. Îl vom susține. Aș veni aici cu o completare la discuția de dinainte, referitor la tronsonul din Dospinești. Noi am făcut demersul deja către persoanele implicate să-și refacă lucrarea de cadastru, în sensul să le atragă. Până la urmă, ce se întâmplă acolo? Scriptic apare suprapunerea în scriptic. Practic nu. Practic nu. Dacă ei înțeleg să-și retragă frumos scriptic până la limita proprietății, nu se întâmplă nimic. Dar e unul din criteriile de a iniția un proiect. Dovada terenului, că e liber de sarcini, nu e ocupat și așa mai departe. Da. Având în vedere, domnule, dacă permiteți, primăria Buhoci are acum un cadastrist. Nu are. Serviciul de cadastru. Noi lucrăm cu o persoană autorizată în baza contractelor. Noi nu avem... Deci nu avem nici acum un cadastrist care se ocupe de... Păi cadastristul trebuie plătit. Asta spunea domnul cel finanțiar unui proiect. Să mă împuternic, să am puternicit executivul să demareze. Când demarează, înseamnă cheltuieli. Plătim cadastrist, plătim proiectant, plătim avize, plătim... Acolo pare o sumă mică, dar nu e chiar așa. Spun, dar scopul este unul care ar produce satisfacție și locuitorilor din Dospinești. Dar problema nu este la noi. Dacă ei și retrag la noi, simplu. 1600 de lei cadastrarea unui drum până la 1 km lungime. Nu la noi problema, dar omul nu poate să meargă numai... Bun, haideți să facem cumva ca primăria, prin aparatul de specialitate pe care domnul primar îl are la dispoziție, să începem să-i ajutăm pe acești oameni care poate că nu au fost experimentați în ale documentațiilor necesare aferente acelor cadastre. Am făcut demersuri legale, am înștiințat dumneavoastră un termen de a se pune la, a se pune în regulă. Dacă nu, trebuie să urmărim etapa a doua, acțiuni în instanță și să oblige instanța să facă așa ceva. Culmea că ar veni în sprijinul lor o investiție în zonă. Nu, trebuie să fim realiști. Și mai mult de atât, nu îi afectează. Deci, practic, nu îi afectează cu nimic. Din contră, mai au în spate, dacă ne ducem pe alineament. Am fost la fața lui cu domnul consilier Stoian. Am analizat din toate unghiurile. Ceea ce îi dezavantajează pe ei, îi dezavantajează între proprietăți, între ei apar niște unghiuri, dar acolo chiar nu-i treabă. Dar ei trebuie să înțeleagă, să-și facă actualizarea asta a documentului. Dar ei trebuie să facă cadastru din nou. Nu, să-și actualizeze. Partea proastă e că acele lucrări au fost executate de un cadastrist care nu mai e în viață, că pe lege, cel care a făcut o documentație greșită în legea cadastrului sau în regulamentul dumnealor, cel care a făcut această lucrare și a făcut o eronat, să-și îndrepte lucrarea. Dar nu ai pe cine să pui să facă lucrarea. Dar ar fi o soluție doctrinată, dacă este plauzibil sau nu. Dat fiind faptul că acolo unul locuiește, unul e plecat, unul e mai cărcioposul, unul zice care are dreptate, că am fost acolo împreună și am văzut despre ce vorba. N-ar fi bună idee să plătim un cadastru, care deja avem contract cu el, să refacă toată documentația la toți, costul total care este, îl împărțăm la fiecare în parte și am terminat la lucru. Că dacă stăm după unul, după altul, după altul, nu terminăm niciodată. Îl avem pe domnul cadastrist care a măsurat acolo pentru a lei. Să mă fac explicit. Noi nu avem cadastrist contractat. Contractăm numai pe lucrări. Am contractat pe lucrări. Noi am contractat pe altul, m-am făcut un contract. Și va fi retribuit? Din banii... Bun. Acum, știu sigur că nu se poate. Înseamnă să faci niște... Banii public în interes privat în afară. Nu se poate. Nu, dar nu plătești primăria. Dar cine? Suma totală, împărțim la oamenii care locuiesc în afară. Contractul fac eu. Vin oamenii și depun banii la primărie. Și în baza lor îi fac contractele lor. Bun. Ai văzut? Unul zice că da, unul zice că nu se vângește. La câți bani? Eu cred că cel mai bine... 8 proprietăți. 8?
Sau le facem ele să ducă înștiințare și îi chemăm la părere. Avem cotă înștiințare sau cotă înștiințare. S-au trimis în științări de doamna Sfântului. Da, zic, da. Toți consilierii se tăie salarul. Odată și se tăie. E proprietate privată, eu nu pot să fac bani cu sistemul angajat. Asta e una. Iar a doua, domnul primar, care este situația drumurilor din Dospineștiul nou și ăsta de aici din Antoar? Și tot o promis băieții ăștia că o să-l repare, că o să-l facă, că o să-l vrea, nu ne-am primit. Da, așa, ne-au promis reprezentanții societății că o să-l asfalteze. Momentan, momentan, din ce văd și cum se mișcă lucrurile, n-au început să livreze asfalt în zonă. Chiar și eu strat 2, la noi nu, n-am văzut să și asta de aici, de la intersecție, până la Moara Brașov, până la Valga Pului, e bază, mai ales când plouă, și oamenii tot sunt două sectoare de drum, cu aceleași probleme. Din cauza că în zonă există agenți economici cu activități, mașini, utilaje grele și, ce să zic, acum să mergem pe o reparație, un protocol de reparație a drumului vechi. Se pare că aici a fost odată asfaltat și dincolo la fel. Numai că nu prea îl găsim prin activi, nu știu ce se întâmplă, dar trebuie să găsim o soluție. Și numai ei utilizează porțiunea de drum, îl dăm în primire și răspunde de întreținere și reparație. Nu știu dacă îi permite legea. Soluția, în prima fază, a fost de devierea traficului în zona Dospinești. Am discutat cu reprezentanți de la SC Varga. Dumnealor ar vrea cumva, dar se pare că nu pot veni direct în drumul național cu ieșirea pe sub pod. Să evităm. Nu știu, sunt. Acum, ce să zic? Noi trebuie să susținem agenții economici pe azar comun, de bună credință, dar nu cei care nu vor să înțeleagă că oamenii din zonă sunt afectați. Ar trebui împreună să găsim soluție și să fie. Deci noi nimic personal și nu e nicio răutate din partea nimănui, dar dacă ar fi unul din noi să locuim acolo, am înțeles mult mai bine că am prin ce trec oamenii aia 10 și noapte, 10 și noapte și cătură. Să vă spun că și acolo apare o suprapunere peste drum din partea societății Barga sau cum numesc, spune tu și chemă, da, cine. Dar prin discuțiile cu cadastristul avem loc să ne ducem fiind zona mai mare, avem loc unde să ne ducem și nu mai stăm la mila lui. De dumnealui început, da, domnule, vă dau, dar hai să facem compensare, hai să nu știu ce și nu știu cum. Acum mă duc în instanță, dar ar fi mai simplu. Adică avem unde avem spațiu unde să jonglăm cu proiectul. Iar referitor la drumul vechi al Dospineștiului, înțeleg, sunt problemele care sunt până să va definitiva cu tabularea drumului până cu alta. Măcar 3-4 bascuri de balastru, dar balastru nu sunt astăzi. Și un dreptul îi treabă de o zi. Măcar să ne mai dăm o de praful noi, ca valoriță. Domnul Osia, astăzi am votat proiectul. V-am spus că am prins în acest sens și pentru deformatarea unor torenți de pe raza localității. Că sunt colmatate în totalitate. Am prins sume cumva și în acest sens. Facem procedurile de contractare, de achiziții. O să vedem. Problema e că n-am putut nici interveni acum fizic, după îngheț, dezgheț, sau după ploile astea, că facem mai mult rău decât. Așteptăm momentul. Noi facem procedura de achiziție între timp și când timpul ne permite, imediat am venit cu statul și am rezolvat. Pentru întreținere. Dar trebuie lucrat în zona proiectelor de asfaltare. Cred că pe toate trosoarele. Domnul primar, în legătură cu apa și canalul, niște termeni care preconizați că se va da drumul la apă. Mulți cetățeni nu au apă în comune. Domnul Stoica ne-a garantat că nouă lucruri într-un an se vede cel mult. Vorbesc de prin septembrie. În 1 iunie, să avem un proiect, nu 1, 15, să
să avem un proiect pe care cu dumneavoastră discutăm ca să poată fi finanțat din bugetul local și să, cu firme să începem executarea branșărilor. Dacă ajungem undeva la 100-150 de persoane racordate și branșate, eu zic că se poate da drum. Deci termenul este realist. Până atunci, domnule primar, dacă îmi permiteți, cetățenii care mai veneau și mă rog pe găleată de apă de aici, de la putul din curtea primăriei, vă rog frumos să le dați drumul să ia și ei pe găleată de apă, dacă unul ar li se permite și dumneavoastră știți la cine mă refer. Domnul Consiliar, deocamdată. Nu știți că ați spus că ați închis, dar acolo noi plângem, dar acum nicio plângere. Gardul care limitează primăria de drumul județean, nu are porți. Da, dar este nici, un pic nici în intrarea în instituții, nici la intrarea în curtea instituției. Am considerat că e de bun simț ca să nu existe porți. Da. Că primăria nu e a grupului X de consilieri sau al persoanelor private, a tuturor cetățenilor. Dacă e așa, permiteți-le, vă rog, să ia și dumneavoastră, cum am mai luat. Și am înțeles, acolo au fost niște probleme cu îngheț de zgheț, s-au mai schimbat niște robinete de persoane neautorizate și... Da, o să analizăm... Mulțumesc, vreau încă o remarcă pentru... Dacă îmi permiteți, era pe subiect și pierd ideea. Pe subiectul drumurilor deschis de colegul meu, de domnul consilier Stoian Beu. Vreau să readuc, să aduc aminte domnului administrator public. Am avut o discuție împreună, eu cu dumnealui și cu administratorul firmei MAPCO, dacă nu mai știu eu, domnul Gabi. În discuția aceea, domnul Gabi a spus că este dispus să asfalteze, doar primăria să găsească o modalitate pentru ca acea asfaltare să se facă respectiv legal. Legea, legal. Este dispus să o facă. Nu poate, a spus, așa este domnul administrator, că era cu toți trei de față. Da. Este dispus să o facă, doar noi, cei de aici, din primărie, să găsim o modalitate legală pentru ca acesta să o facă. Adică să o facă cum o pot, să-i demonstrăm. Și din punctul de vedere, dacă drumul ăla nu poate trecut nicăieri ca asfaltat, înseamnă construire de drum asfaltat. Asta înseamnă autorizație de construire. În mod, așa cum a reușit Domnul Doare Dumnezeu să-l ierte să asfalteze acel drum prin porte proprii, hai să permitem și firmei care îl utilizează să o facă. La momentul ăla nu s-a făcut bilet. Da, nu s-a supărat. Am discutat aceste și am ajuns la un acord, să zic așa, ca dumnealui să întrețină acel drum conform situației actuale. Deci acolo există stradă de asfalt. El așa l-a preluat în urmă. Dumnealui trebuie să-l refacă. Așa cum el. Exact. Cu... Hai să-i dăm voie. Și s-o angajat, poți să-l fac, da? S-o angajat când faci. Sper, sper, ca timpul să permit. Eu doar am vrut să aduc în discuție promisiunea făcută și intenția dumnealui. Că intenția dumnealui a fost una pozitivă, trebuie să recunoaște. El a spus că este dispus să o facă, dar noi să-i oferim cadrul legal. Unul dintre clauzele care apar la avizul pentru funcționare sau autorizație de funcționare este întreținerea drumului din zonă și menținerea lui. Și în clauza asta poate găsim cumva o cheie legală să putem să-l refacem. Ne poate ajuta doamna secretar. Stimați colegi, vin cu rugămintea celor 14 cetățeni ce au copii pe cea mai lungă stradă din comuna Bohoci, adică strada de pe Vale, care m-au rugat insistent, adică de fapt pe dumneavoastră și pe domnul primar, să le asigurăm și lor microbuzul școli. Acum au și spus oameni, acum avem asfalt, acum care mai este motivul de noi nu putem să trimitem copiii cu microbuzul la școală? Dar nu numai acolo, noi sunt și partea. Adică nu este, nu există niciun impediment să vă lipsăm. Nu este de acord cu chestia. Precum și faptul că de la poate acolo și până la tine acolo, trebuie continuată cu lucrarea. Că și tot plătesc la acție. Dar în de faptul că nu vrei propunerea din partea ta și din partea lor, nu în campanie ai spus că eu vă fac și eu vă drept. Acum ce faci? Cine treci? Nu-i nimic, domnul. Și îmi pare rău că trebuie să vă dezamăgesc, dar unul dintre criteriile achiziției
microbuzul școlar. Deci e prinsă cadrul legal. Microbuzul se folosește numai pentru localitățile din apropiere, nu în interiorul localității. Da? Dar o să găsesc de însă, uităm o să găsesc la chestia este prin la partidii școlii. Mai este un microbuz. Prin Consiliul de Administrație, nu primărie. Și asta e drept, dar bine, prin instituție. Doamna director trecută, pentru chiar în ședință, domnul consilier mai vechi, își amintesc, am invitat în ședință, a mai fost această dezbatere din Consiliul. Doamna... Și ne-a susținut dumneavoastră ilegal că... Doamna secretar, sunt 2 km și ceva, sunt 14 copii, înainte se spunea mereu că sunt 2-3 copii. Acum sunt 14. Chiar ăștia nu poate să beneficiază și ei de... Ce se întâmplă? Situația de pe Vale, dacă vă întâlnesc, e aceeași cu de pe ulițele mele, la cartierul chinezesc acolo. Că 2 km merge ăștia. Deci mai este un microbus care stă degeaba. Are mici reparații de făcut la el, care nu poți să avere. Să nu stăm cu un funcțiune, dar să facă numai în interior. Că este necesar, e bine. Vă mulțumesc! Un anunțaj, să vă invit pentru niște analize în vederea vaccinării. Noi deja am contractat o firmă care ne poate face niște analize înaintea vaccinării, în sensul că cei care au trecut prin boală, corpul deja o dezvoltat niște anticorpi și prin acumularea vaccinului tot cu anticorpi apar niște reacții de adverse. Și vine de făcut acest test. Noi, în interiorul instituției, deja am vorbit cu mare parte de angajați, sunt de acord. Dacă dumneavoastră doriți, vă rog frumos, doamna secretară, când... Mâine la ora 8, dar aș vrea să știu numărul de astăzi, pentru că să știe câte teste aduce, că nu poate să... Eu am făcut primul vaccin. Deci nu mai e caz. Nu mai e caz. Deci sunt anticorpii... Nu s-ar putea discuta să vaccineze și politic? Nu, haide să întrebăm altceva. Vrea cineva să vină să se testeze de anticorpii COVID? Deci nu vrea nimeni. Nu permite să mă retrag ca să fac hotărârea de buget și discuții din dumneavoastră să mai... Da? Mulțumesc mult! Dacă fi până diverse, dacă... Ultima întrebare. Da, sunt două întrebări simple, cred că de interes pentru toată lumea. Referitor la... La puteți COVID. Terenul... Dacă ai COVID, fac rezolvă. Nu contează. Hai să un pic de niște... Îți dă niște bani. Vreau să întreb dacă s-a făcut recepția terenului multifuncțional de sport de la București. Nu. Domnul viceprimar, vă rog frumos să... Acel teren, domnul Eftimie, am încercat să-l aducem la standarde pe care ne se cer. Și am respectat cu strictețe acel proiect. Acolo, după ce îl vom finaliza, o să mai susțină niște modificări micuțe, minore. Pentru că se întâmplă acele găuri pe care le fac cu bună credință sau fără bună credință, având în vedere că s-a făcut numai o poartă de intrat. Logic ar fi să avem și în cealaltă parte o altă portiță ca cei care joacă acolo Sare mingea, trebuie să nu mai o ocolești. Dă cu piciorul, caută să treacă pe desubt. Ați văzut că și atunci a încercat cu o rangă. Se vede că e ruptură, se vede că e rea intenție. Dar după ce este nu, este deja recepțion. Noi, în scurt timp, o să facem o modificare. Ne invitați și pe noi. Așa ați promis dumneavoastră. Da, așa am promis. Trebuie să găsim cumva o soluție pentru stâlpii de telefonie, să vedem pe cine abordăm pentru a întări acest stâlp, a-i pune, a-i alinia la... Da, am spus eu. Și ăștia.
Ăștia aici, domnul Iftine, deja ți-a aprobat astăzi un proiect pentru ore care a preluat Telecom România și ei în acest proiect fac și Telecom celorlalți. Asta ce-a spus mai înainte că o să fie cu stâlpi de plastic. Dar eu înțeleseze că nu mă la bătăi, de asta mă numesc. Mulțumim de carul, ședința închisă. Nu, două lucruri, curentul e bun, atât.